Facturi mai mari la energia electrică, asta au observat mehedințenii în ultimul timp. Neinformați fiind, mulți cetățeni nu au înțeles ce trebuie să facă pentru a schimba contractul, iar de la 1 iulie se anunță că prețurile vor crește. Până la finalul lunii decembrie anului trecut, 5,7 milioane de consumatori casnici plăteau energia electrică la prețuri reglementate de stat. De la 31 ianuarie, aceste prețuri nu mai există din momentul liberalizării pieței. Așadar, consumul de energie din ianuarie pe care îl plătim în luna februarie este facturat la alte prețuri. Este o relativă scumpire. Ați fost informat până acum? Ați primit vreo înștiințare? Da, nu, înștiințări n-am primit, dar m-am documentat din presă. Din presă și este o relativă scumpire, într-adevăr. De fapt, eu m-am și mutat de la CEZ la hidroelectrica. Prețurile sunt oarecum asemănătoare. Da, am observat. A fost regularizare, dar ca multă lume aceeași sumă, în jur de 5, 6, 7 milioane. E diferit față de alți ani. Păi, dar normal că este diferit. E mult mai scump. Ați primit până acum vreo înștiințare? Nu, ce să primesc? Factura, da, foarte târziu, factura după ce mi se oprește banii. La o săptămână vine și factura în urmă. Dar nu ați fost informat de autoritățile competente? Nu. Păi ce să ne informeze? Nu ne-a informat. Îi mulțumim lui Virgil Popescu totuși. Oamenii spun că au primit informații mai mult de la televizor decât de la autoritățile competente. Mulți cetățeni nu au înțeles ce trebuie să facă nici pentru a schimba contractul. Deocamdată încă nu, că n-a trecut perioada, dar am înțeles că urmează de la 1 iulie. Ați fost în știința de autoritățile competente? Foarte puțin. Vă dați seama că n-am fost prea informați, așa din presă, de ce am prins sporadic. M-a luat prin surprindere. Da, cam așa, dar încercăm să facem un alt contract, că altfel ne așteaptă scumpiri mari. Vestea proastă este că de la 1 iulie vor fi creșteri de prețuri și la gaz și la energia electrică, mai ales pentru cei care nu și-au schimbat contractele pentru a trece în piața concurențială și rămân în serviciul universal. De asemenea, și la gaz vor fi scumpiri între 20 și 25%, în timp ce la energia electrică creșterile se vor situa între 5 și 7% de la 1 iulie și probabil că va mai fi o creștere similară la sfârșitul anului.